Dragii noștri telespectatori și prieteni, aducem în casele voastre în această seară salutul nostru cordial, plin de prețuire și respect. Bună seara! Și vă invităm la o nouă provocare de câteva minute interesante împreună cu noi la o nouă emisiune din ciclul de la liceu la universitate. În această seară ne propunem să continuăm dezbaterea topicului ales pentru emisiunile ce fac parte din ciclul acelora care au ca obiectiv restartarea, promovarea și admiterea în Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie George Emil Palade din Târgu Mureș. Pentru realizarea acestui obiectiv avem ca invitați doi studenți ai universității noastre care sunt de fapt studenți ai Facultății de Economie și Drept prin persoana studentului Todoran Vlad, anul întâi la Facultatea de Economie și Drept, specializarea Drept, și studentul Matei Mircea Ștefan, de la aceeași facultate, anul 2, la specializarea Drept. Bună seara și mulțumim de invitație! Bună seara! Și eu vă mulțumesc pentru acceptul de a participa în această seară alături de mine în cadrul acestei emisiuni de la liceu la universitate și de a vă rupe din timpul vostru liber pentru a încerca să avem în această seară un dialog, sper eu că va fi cât se poate de interesant, din care vom desprinde la final idei și noi soluții de a promova UMFST-ul și respectiv Facultatea de Economie și Drept într-un mod cât mai interesant, atractiv și, nu în ultimul rând, eficient tuturor celor care ne privesc, adică privitorilor noștri dragi și care vă spun cu siguranță curioși și în această seară de a afla ceea ce noi le vom transmite, de a avea noi informații și de a afla părerea respectiv a voastră și a facultății pe care o reprezentați, de fapt, prin ceea ce voi veți mărturisi și vom comunica, de fapt, în dialogul acestei emisiuni. Deoarece voi ați trecut de pasul acela atât de important de a lua decizia unde veți dori să deveniți studenți, îmi permit să vă adresez o primă întrebare și anume, ce părere aveți voi despre specializările pe care UMFST-ul le pune la dispoziție în acest moment tinerilor, viitorilor absolvenți de liceu din toată țara și nu numai, pentru că așa cum probabil voi deja cunoașteți, universitatea noastră este o universitate cunoscută atât la nivel național, cât și european, dar și internațional. Așa că, Vlad, te rog să spargi gheața. La capitolul specializării, UMFST are foarte multe. Cele mai cunoscute, normal, medicina, medicina dentară, medicina în limba engleză, dar în egală măsură de calitate, spune că sunt și celelalte specializări. Ca variațiune, da, foarte mare. De la litere, la medicină, arhitectură, inginerie, științele juridice, științele economice, varietatea există. Numărul de studenți, într-adevăr, la unele specializări, poate să fie puțin scăzut. Mă gândesc că acolo e mai mult vorba de o tendință a pieței decât ar fi vorba neapărat de anumite deficiențe. Dar eu cel puțin sunt mulțumit de faptul că există și știu că în ultimii ani s-a mai și adăugat tot în încercarea de a atrage, de a face universitatea mai competitivă. Da. Mircea, tu ce părere ai? După cum spunea și Vlad, există o varietate foarte mare de studii, de programe de studiu. Mai mult de atât, știu că în ultimii 2 sau 3 ani a apărut și Facultatea de Inginerie cu multe programe de studii, poate cel mai interesant, cel puțin pentru mine, Ingineria Medicală, care este un domeniu de viitor. Am văzut că universitatea noastră vrea să țină pasul cu tot ce este modern și este foarte apreciată și pentru faptul că ea tot timpul modernizează facultatea astfel încât să aibă parte de cele mai noi programe, cele mai noi laboratoare pentru toate facultățile.
După cum spunea și Vlad, într-adevăr, numărul predominant de studenți este la medicină, la farmacie, dar am văzut că în ultimul timp au început să fie alese și celelalte facultăți, cum ar fi facultatea noastră de drept. Anul trecut, nu mai știu exact numărul de studenți care au intrat, dar știu sigur că anul acesta au fost mai mulți studenți care au intrat la facultatea de economie și drept, iar numărul este într-o continuare creștere, ceea ce este un lucru foarte important și bucurător. Da, în aceeași discuție sau conjunctură de discuție, în ce măsură considerați că oferta universității noastre este cunoscută de absolvenți? Zi, Vlad, te rog. Poate într-o măsură puțin mai mică, în sensul în care cel puțin facultățile din domeniul științelor juridice, a științelor umaniste, poate chiar și a ingineriei, nu sunt la fel de cunoscute ca alternativele disponibile, să spunem, în Cluj, care e la o aruncătură de băți. Deci pe această parte cred că este o concurență mare și cu profilurile oferite, de exemplu, de Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca sau Universitatea Babeș-Bolyai, care din simpla notorietate a orașului, pe lângă promovarea care și-o fac, atrag un număr relativ mare de studenți. În rest, majoritatea specializărilor mai importante, când vorbim de medicină, vorbim de drept, absolut, astea sunt cunoscute. În rest, deja dacă mergem să spunem pe economia comerțului, turismului și serviciilor sau pe profilurile mai de nișă, să spunem arhitectura, chiar ingineria medicală, chiar și ea e mai cunoscută, dar nu chiar la fel ca medicina, mă gândesc că nu foarte. Nu pe cât de mult ar trebui. Da, Mircea, tu ce părere ai? După cum spuneați și dumneavoastră, nu este ceva nou când spunem că universitatea noastră este cunoscută atât în România cât și pe plan internațional. Eu spun că cam toate programele de studii câștigă teren. Ba mai mult de atât, am văzut studenți din alte țări, pe lângă Facultatea de Medicină, cât și la Facultatea noastră de Drept. Considerăm că va exista un boom de studenți și la celelalte programe de studii și cu siguranță în viitor vor fi studenți și la inginerie și la arhitectură, pentru că momentan aceste programe de studii poate sunt ceva mai noi decât cele principale și atunci este nevoie de puțin timp până când se vor face cunoscute, iar acest lucru va fi promovat chiar de profesorii care sunt în acest moment și care predau aici, cât și de studenți. Odată ce trec anii, vor fi din ce mai mulți studenți care vor da de știre posibilor studenți, elevilor din ciclul liceal și va crește cu siguranță numărul de studenți. Da, mulțumesc. Și acum așa o mică curiozitate, dar care, sigur, nu trebuie să vă speriați, este legată tot de subiectul și tema de dezbatere pe care ne-am propus-o în această seară. Voi, cum ați ajuns studenți ai universității noastre? Zi, Mircea, că te văd zâmbit. La mine este o poveste acum amuzantă. Inițial îmi doream să îmi studiez la un alt centru universitar, un centru universitar concurent, ca să spun așa, la Cluj mai exact, dar... Scuză-mă, tu fiind de loc? Eu sunt de loc din Brașov. Din Brașov, da. Oh, poftim! Și încă un lucru de subliniat, niciodată nu m-am gândit până acum 2 ani la Facultatea de Drept. Eu eram fixat de-a dreptul pe Facultatea de Medicină. Iar în clasa 12 am avut oportunitatea să cunosc, să stau de vorbă cu un renumit doctor cardiolog care a studiat la facultatea din Târgu Mureș și care a absolvit universitatea aceasta. Iar după o lungă discuție cu el și mai mult de atât am și fost la cabinetul lui, ceva m-a convins să mă răzgândesc și să vin aici la Târgu Mureș. Dar după cum e vorba, de ce se frică nu scapi, pentru că inițial nu luam în calcul absolut deloc Facultatea de Drept. Am ajuns la Facultatea de Drept după 2 ani de la discuția respectivă
și pot spune că nu regret niciun, absolut nicio secundă că am ales până la urmă facultatea de drept și cred că mi se potrivește mai mult o profesie în acest domeniu decât o profesie în domeniul medical. Dar eu așa am ajuns la facultatea de drept. Odată ce m-am mutat la Târgu Mureș, am aflat de facultatea de aici, am înțeles că este bună și am zis, de ce nu, dacă toți ai evit această oportunitate și deja mă atrage acest subiect, hai să studiez aici și foarte bine am făcut. Da, ne bucurăm, eu sigur te felicit și mă bucur că ești studentul nostru și cu siguranță că spun eu și... De fapt, ai mărturisit și tu, nu are de ce să-ți pară rău. Na, la momentul acesta nu pot regreta pentru că tot ce am făcut până acum mi-a plăcut și am devenit foarte curios și de lucrurile pe care le voi învăța, despre materiile pe care le voi învăța în viitor, fiind doar anul 2, și de tot acest domeniu. Da, exact. Tu, Mircea, mărturisește-ne și... istoria ta. Eu am ajuns la... Atunci nu era UMFST. Chiar când m-am înscris încă era fostul Petru Maior, ulterior a devenit UMFST în acte. În urmă cu 4 ani am terminat liceul, mă gândeam unde să merg. Adevărul că nici nu am ajuns prea ușor la decizie. Am spus, cer Târgu Mureș, nu are rost să... M-am înscris... Din nou, scuză, mă intervin. Tu fiind din... Târgu Mureș. Târgu Mureș. Născut și crescut aici. Cu... Deci localnic. Exact. A spus că rămân aici. Jet by jet. M-am înscris la Facultatea de Științe și Litere la vremea respectivă. Am terminat pe română-engleză. Și după stat, după ce am terminat, m-am gândit ce să fac pe viitor. Am căutat programe de masterat, unde să merg. Din păcate nu am reușit să găsesc nimic care să mă... atrag în mod special și am spus, încă sunt tânăr, profit de ocazie, mă scriu și la drept. Bine, povestea e puțin mai complicată în sensul în care la un moment dat m-am trezit într-o dimineață după un vis în care am visat că eram inginer și construiam un pod. Apoi mi-am dat seama că nu prea înțeleg eu fizica sau că nu mă prea pricep la numere și m-am înscris la drept. Da, fiecare suntem cu istoria noastră de fapt și zic eu că totuși nimica nu e întâmplător până la urmă, pentru că într-un fel sau altul, astrele care ne veghează se aliniază pe anumite direcții și atunci probabil avem și noi decizia, să zicem, pe care o luăm mai ușor și atunci o putem lua, am eu această părere. Care ar fi niște puncte tari, chiar oportunități pe care voi acum, ca deja studenți ai UMFST și ai respectiv ai Facultății de Economie și Drept, ați putea să le spuneți, să le menționați viitorilor absolvenți? Puncte tare referitor la Facultatea de Economie și Drept, din primele zile cel mai mult m-au impresionat profesorii, sincer. Avem multe cadre didactice, cred că o majoritate covârșitoare, care au o vocație pedagogică în adevăratul sens a cuvântului. Poate, exact din cauza reclamei pe care alte centre universitare și-o fac, ale noastre merg trecute cu vederea, dar din primele zile, chiar de la primele cursuri, ne-am bucurat din toți colegii de tot respectul cadrelor didactice, am început să colaborăm, nu să asistăm la prelegeri. Avem norocul că un foarte mare procent din activitățile pe care le putem desfășura fizic, dar și cele online, sunt relativ interactive și ne implică cumva, mergem mai departe în momentul de față de modelul tradițional de asistat la prelegeri interminabile și mai mult decât atât sunt și deschise și sunt foarte multe cadre didactice tinere, cel puțin din ce am cunoscut. Da. Atunci, Mircea, înțeleg că tu ai încheiat, nu, Vlad? Da. Părerea ta vis-a-vis de această întrebare. Mircea, te rog. De asemenea, am vrut să vorbesc și eu de dedicația profesorilor, dar ca să nu repet ce a spus Vlad, eu o să vă spun de proiectele sau posibilitățile pe care le ai ca student.
Odată la Facultatea de Medicină, unde poți studia în limba engleză, pentru cei care poate vor după să plece din țară sau să facă anumite studii în străinătate, este deja un start foarte bun, pentru că deja cunoști limba engleză în domeniul medicinii. Pe lângă asta avem un alt proiect, care într-adevăr este cunoscut și în alte universități, Erasmus, unde poți studia un an sau jumătate de an, mai exact, un semestru în alte țări. Și pe lângă toate acestea, toată facultatea, toată universitatea are un prestigiu în România și reprezintă un punctare, este cunoscută, se știe foarte bine că ei sunt profesori buni, sunt studenți care învață și toate rezultatele lor se văd și în viitor atunci când ei profesează. Da, sigur, eu mă bucur că aud din partea voastră o apreciere bună și foarte bună, dar pe de altă parte mă consider un om destul de realist, spun eu, fiind profesoară de fizică, așa că eu sunt cam în partea opusă specializării voastre și domeniului vostru, nu, care e pe partea umanistă, dar pentru care am toată admirația și chiar îmi place și îl consider o pasiune și un hobby a meu, pentru că altfel nici n-aș face, de exemplu, acest lucru ca moderator de o emisiune, dar chiar mă simt bine în această postură. Dar vreau să revin la realitate și să vă provoc să îmi mărturisiți la fel de sincer și deschis și niște puncte slabe, slăbiciuni pe care voi le-ați observat, le-ați constatat în timpul deja care l-ați petrecut ca student al UMFST și Vlad chiar mai înainte, UPM și UMFST. Mircea, Nu știu să spun, nu știu să zic un punct slab. Acum, dacă e să căutăm fiecare mic detaliu, cu siguranță vom găsi ceva ce ne place, dar nu cred că există o universitate în lumea asta unde ceva să fie perfect, totul ca la carte. Deci, n-aș putea crea o senzație falsă că se poate undeva mai bine. Eu cel puțin în 2 ani de facultate, e drept în mediul online, nu am găsit o problemă care să mă deranjeze, nici măcar, acum stau să mă gândesc dacă a fost ceva ce m-a deranjat și, sincer, nu îmi vine nimic în minte. Eu consider punctele slabe altele. De multe ori am văzut că colegii mei, de altfel din liceu, voiau să studieze în alt oraș decât erau ei domiciliați. A fost, de altfel, și cred că și acum e la modă să pleci în străinătate la facultate. Nu judec persoanele respective care fac asta, Doamne ferește, dar avem facultăți foarte bune în România, deci de ce să nu facem la noi? De ce să nu studiem în România? Și pe lângă asta mai sunt elevii care poate vor pur și simplu să plece în alt oraș, să se descurce singuri în orașul respectiv și preferă un oraș mai mare, cum e Bucureștiul, Clujul, Brașovul și multe altele. Oraș un pic mai agitate, mai pline de viață, poate. Dar cu toate astea, cred că tocmai faptul că acele orașe sunt mai mari și mai dezvoltate, să spunem, deși e greșit spus că Târgu Mureș nu e un oraș dezvoltat, toate acestea vin cu un dezavantaj. Și acela e că în Târgu Mureș viața este mai... e mai ușor, mai ieftin să trăiești în Târgu Mureș. Asta vreau să spun. Într-un oraș cum e Clujul, cum e Brașovul, prețurile absolut, la absolut orice sunt mult mai mari și vreau să spun un singur cuvânt, chirii. Prețurile la chirii. În Târgu Mureș este mult, mult mai avantajos să trăiești ca student, tocmai că studenții stau pe banii părinților, practic. Și dacă ești angajat, nu e un salariu foarte mare încât să-ți permiți toate lucrurile din lumea asta și cu siguranță vrei să salvezi și tu bani pentru altceva. Deci eu consider că toate acele minusuri pe care le au unii elevi atunci când se gândesc la universitatea noastră, de fapt sunt niște minusuri atunci când ajung într-un oraș mult mai mare și îți dau seama că viața e un pic mai costisitoare acolo. La capitolul dezavantaje,
Acum asta ține oarecum și de fiecare persoană în parte, pentru că, desigur, putem vorbi de anumite dezavantaje care țin, de exemplu, de procesul pedagogic, dar e ceva foarte subiectiv. La fel, ca oameni în general, parcă tindem să ne lăsăm mai ușor influențați de experiențele negative decât de cele pozitive și atunci trebuie să luăm puțin lucrurile negative pe care le vedem, să le punem, să le contrabalansăm cu cele pozitive. Da, am avut momente în care nu m-am simțit mulțumit de nicio culoare de procesul educațional, mă rog, de procesul didactic și mi-am dorit să existe un examen de admitere la toate specializările. Pentru că așa s-ar putea să fie și un lucru mai sigur. Asta e un punct. Da. În rest, nu pot să mă gândesc la un dezavantaj pe care să îl aibă. Da, nu are un prestigiu. Poate, într-adevăr, mobilitățile Erasmus nu sunt aceleași care să spunem că sunt la alte universități mai mari și au încheiat alte parteneriate. Bun, dar nu consider că acesta ar fi un mare dezavantaj. Mai mult decât atât, suntem și avantajați exact de numărul de studenți străini. Și această combinație, pentru că asta e foarte inedit, combinația în care avem o universitate, în mod principal de medicină, care totuși are specializări în foarte multe domenii și deja se formează, cum a spus și Matei, ingineria medicală, care, dacă nu mă înșel, e unică în țară. Da. Mai sunt și în alte universități specializarea, dar, într-adevăr, nu în foarte multe locuri. Iar universitatea noastră este o universitate, acum cum sunt categorisite, clasificate, comprehensivă. Iar parteneriate noi avem cu peste 50 de țări din toată lumea, nu numai din Europa. Așa că la nivelul internaționalizării stăm extraordinar de bine, precum și în rankingurile internaționale. Chiar acum am fost nominalizați într-unul extrem de important în care 20 de universități din România sunt prezente, adică la nivel internațional. Și selecția s-a făcut în baza unor indicatori care, deci a fost practic o preselecție după care noi am rămas, să zicem, în faza finală. Așa că stăm foarte bine. Există totuși, într-adevăr, și probabil unul din inconveniente este totuși mărimea orașului și a agitației pe care unii o preferă, unii tineri, mă refer. Și, din nou, acel gând vis-a-vis de localnici, tinerii localnici, plec. Deci nu vreau să fac facultatea în acasă, cu mama și cu tata, merg în alt oraș pentru a fi student, altfel nu sunt student. Există și aceste motivații, cu siguranță că voi le-ați auzit printre colegi tinerii voștri și plus mai avem, zic eu, și amenințările marilor universități, care totuși sunt de tradiție. Este Clujul, care totuși este tradiția și direct absorbe fără prea mult efort de promovare și alte lucruri de marketing, nu? Mulți tineri. Nu este nici în ultimul rând de neglijat Brașovul, care pe partea inginerească are o tradiție extraordinară și excepțională pe partea de politehnică, de inginerie. Așa că avem și concurență de universități care se află totuși relativ aproape, nu? Ca și distanță vis-a-vis de orașul nostru. Și din cauza asta, eforturile de a face și preocuparea de fapt pe care o avem noi este mare pentru promovare, pentru că este păcat. Că, într-adevăr, oferta noastră este, așa cum și voi ați simțit-o și o știți, largă, cuprinde, nu știu ce nu cuprinde, fără să fiu părtinitoare, că eu sunt cadru didactic, nu, și voi studenți aici. Dar ăsta este adevărul. Și atunci vin cu întrebarea care se leagă, ce părere aveți de promovare? Ce ar trebui să mai facem aici ca să fie mai eficientă? Și acum să ținem cont și de situația pandemică care este. Că trebuie să ținem cont până la urmă de tot ce ne înconjoară, că nu putem face ce nu putem.
sau ce nu ni se permite la ora actuală datorită tuturor condițiilor care le avem noi în acest moment. Am văzut că în ultimii ani am început să luăm din ce în ce mai multe și de la alte universități și să adoptăm concepte, practic, în domeniul de promovare, ceva care îmi place, pentru că, la urmă urmei, asta contează. În momentul în care vrei să vii ca student într-un alt oraș, vrei să vezi cum e orașul. Bun, avem Universitatea de Vară, care mi se pare o idee excelentă. Desigur, mai trebuie puțin să se dezvolte ca să ajungă chiar la numerele pe care le întâlnim la Cluj. Încă o dată acolo sunt numere mai mari. Au fost totuși și câteva probleme. Mi-amintesc episodul de când a apărut imnul. Părerea mea e că generația actuală e destul de sensibilă la genul de promovare care, chiar dacă nu e, poate fi percepută ca propagandă. Mie, în momentul în care văd ceva, vreau să aflu despre ceva, îmi plac informațiile care, chiar dacă sunt nu neapărat plăcute, sunt sincere. Dacă sunt probleme, vreau să știu de probleme. Nu vreau să ajung într-un loc și să mă confrunt cu probleme de care nu am auzit. Și cred că poate o deschidere în acest sens pe partea de comunicare ar fi foarte binevenită. Și ar arăta faptul că încercăm să ne dezvoltăm, să creștem și să facem tot ce se poate cu ceea ce avem. Da, mulțumim. Mircea, tu? Eu nu știu sigur. Nu știu sigur ce poate fi adus nou în promovare. Cu siguranță continuarea promovării pe platformele de social media. Eu mă gândesc că adevărata promovare o fac studenții facultății, mai exact rezultatele pe care le au ei, deosebit de bune. Iar mai apoi rezultatele absolvenților universității noastre, care au devenit medici și profesează în cele mai importante, cele mai mari spitale din România. Poate alții pleacă la spitale din alte țări. De exemplu, la Facultatea de Drept sunt studenți care au ajuns diplomați la Ministerul de Externe. Deci, ca și promovare, cred că adevărata promovare, de fapt, studenții care învață la facultatea noastră, mai apoi cei care au absolvit în această universitate și profesează în domeniul pe care l-au absolvit. Iar ca ceva nou, nu știu dacă poate fi adus. După cum a spus și dumneavoastră, Târgu Mureș cumva se află la undeva la mijlocul drumurilor dintre Brașov și Cluj, care mai sunt și apropiate. E vorba de până în 200 de kilometri. Dar nu cred neapărat că este o așa mare problemă. Stau acum să mă gândesc ce ar putea fi adus nou. După cum spunea și Vlad, poate o deschidere mai mare spre sinceritate. Acum, da, este un lucru benefic, dar mă gândesc că până acum universitatea nu m-a mințit cu nimic când am căutat pe internet anumite informații sau mai știu ce, studii, chiar și în anumite forumuri. Studenții nu spun lucruri de rău despre facultatea noastră, deci promovarea pe care o face universitatea cumva se extinde mai apoi de social media, ce se postează pe site-ul facultății, pe pagina de Facebook și așa mai departe, o fac și studenții. Iar eu consider că promovarea este una bună și eficientă la momentul actual. Într-adevăr, pandemia a stricat un pic planurile. Sunt probleme și cu site-urile de socializare, că mai cad și ele, că nu promovează lucrurile cum trebuie. Aceste lucruri nu depind de noi. Sperăm să se rezolve și să continuăm mai departe. Da, ai amintit de pandemie și din păcate încă vedeți și voi că nu am scăpat de acest virus care este un inamic, din păcate, care nu invizibil și cu care noi trebuie să ne luptăm și ce cred că ceva mai greu nu poate să fie decât să nu îți vezi atacantul, nu? Și să te încerci să treci printre glanțele lui, nu? Oarecum. Dar totuși viața merge înainte. Voi ați avut o perioadă și care a trecut și încă, așa cum spuneam,
de pandemie. Cum v-ați adaptat? Cum a influențat pregătirea voastră această situație pandemică? Chiar și în rândul cadrelor didactice, dacă voi ați simțit sau aveți o părere vis-a-vis de această situație care a trecut și sigur și care, în care suntem în prezent. Zi, Vlad. Acum 2 ani, când încă eram la prima facultate și a venit pandemia, situația nu era neapărat cea mai frumoasă, în sensul în care acolo se mai practica metoda clasică de predat, care mă gândesc că știe toată lumea, pe internet nu poți să faci cursuri dictate. Daman s-a suprapus și cu sistemul modular pe care îl avem, poate și asta să fie un dezavantaj, din simplu motiv că e poate neînțeles de noi studenții, diferit față de altceva ce se practică în țară. Adaptarea a fost relativ ușoară pentru noi care practic am crescut pe internet într-o oarecare măsură, suntem foarte familiarizați cu tehnologia, nu a fost mare lucru, am schimbat sala de clasă pe sala online. Însă părerea mea e că la predare s-a pierdut, pentru că interacțiunea este importantă. Altfel poate relaționa profesorul cu elevul sau studentul, altfel pot relaționa studenții între ei, altfel se formează dialogul. Știți, mă gândesc și dumneavoastră ce se întâmplă în momentul în care se încearcă discutarea unor idei în contradictoriu pe internet. Nu se înțelege nimic pentru că vocile se suprapun și se creează un haos. Am văzut că până și câțiva din colegii mei care erau mai activi pe internet au început să tacă. Parcă s-au mai inhibat. Nici nu știu, nu sunt foarte încântat eu de predare online în general. Da. Dar e bine că există și pe parcurs a evoluat. Și la un moment dat sunt sigur că vor apărea metode prin care aceasta să se dezvolte mai mult și să devină chiar o alternativă viabilă, nu doar pentru situații grele, ci și pentru studenții care poate au un program mai dificil. Da, să practice oarecum natural, chiar dacă pandemia nu mai este. Mircea, tu ce părere ai? Eu nu am un termen de comparație. Eu am început facultatea direct în mediul online. Nu am fost student într-un mediu fizic. Știu că este mai frumos doar din poveștile colegilor mai mari. Așa că eu m-am adaptat destul de ușor pentru că asta mi s-a oferit de la bun început. Da. Într-adevăr, se simte un pic faptul că comunicarea nu e la fel de ușoară prin intermediul unui laptop, prin intermediul unui ecran. Într-adevăr, și pentru noi, studenții, ne este unor greu să folosim o platformă nouă, deci mă gândesc că și pentru un profesor este mai dificil. După cum spunea și Vlad, sunt într-adevăr studenți care în mediul online nu mai sunt la fel de deschiși, poate nu mai sunt la fel de atenți pentru că ei stau închiși într-o cameră și nu mai sunt atenți la oră. Dar să fiu sincer, eu am colegi, acum că sunt într-un sistem hibrid, care erau un pic mai activi în mediul online, poate nu le erau rușine să-și exprime ideile în online, pentru că stăteau acasă în camera lor, nu-i auzea nimeni, era numai ecranul, puteau opri microfonul când voiau și așa mai departe și erau un pic mai activi. În hibrid, nu, dar este și cealaltă, cel mai mult grup de studenți care sunt mai activi într-adevăr în mediul fizic și în online se pierd. Se pierd pentru că pur și simplu nu e aceeași energie, nu e aceeași stare. Și este și destul de obositor să stai în fața laptopului ore întregi, te dor ochii, aer închis și așa mai departe. Pe lângă asta lipsește parte de socializare între colegi. Și lucrul ăsta, chiar dacă eu nu l-am avut înainte, pentru că după cum am spus, am început direct online facultatea, îl simt. E mult mai greu să comunici, să faci cunoștințe cu ei. Așa, odată ce îi cunoști, poate mai vorbești pe diferite rețele, dar odată ce nu-i cunoști, e foarte greu să legi acele legături, exact. Acum, din punct de vedere al predării, nu știu, nu mi s-a părut că a scăzut foarte mult calitatea predării. Repet, nu știu cum era înainte, dar părerea mea e că profesorii își dau tot interesul să mențină calitatea predării și a informației pe care ei o transmit studenților să fie cât de bună
posibil în acest mediu online. Să vedem, sperăm că o să prindem și noi măcar un an, măcar un an de facultate în mediu fizic și atunci o să-mi fie mai ușor să-mi contorez o părere. Dar la acest moment, excluzând neplăcerea de a sta acasă, consider că poate decurge. Mai greu, într-adevăr, dar pot decurge cursurile și în sistemul online. E drept, la o facultate de drept, unde tot e mai mult teorie. Da. La o facultate cum e ingineria medicală, cum e medicina, medicina dentară, cu siguranță e mult mai greu să lucrezi practic în sistemul online și acolo cu siguranță este o problemă mult mai mare decât este pentru noi studenții la o facultate de litere sau de drept sau mai teoretică. Da. Din păcate, timpul emisiunii noastre se apropie de sfârșit și așa cum știm ce-i frumos să termină și trece repede, eu vă mulțumesc foarte mult pentru acceptul de a fi prezenți în această seară împreună cu mine la emisiunea noastră și în încheiere vă rog într-un mic mesaj, scurt mesaj, să transmiteți celor care ne privesc, care să simtă în plus încă o dată că suntem alături de ei, suntem alături de tinerii noștri, pentru că nouă chiar ne pasă de educarea, de formarea corectă și profesională a tinerei generații. În primul rând vă mulțumesc pentru invitație, iar acum un scurt mesaj pentru viitorii studenți ai universității, cum FST. Vă aștept cu drag atât la facultățile de medicină și de inginerie, toate facultățile bine cunoscute de altfel, cât și la facultățile de care poate nu ați auzit sau poate ați fi interesat să mergeți în alte centre universitare, cum ar fi Facultatea de Economie și Drept. Eu vă spun că din experiența mea, că atunci când vă doriți ceva să luptați pentru visul pe care îl aveți și chiar și dacă lucrați, învățați și vedeți că nu atingeți acel scop pe care voi vi l-ați impus, să știți că nu trebuie să intrați în panică, nu trebuie să vă speriați, pentru că, de fapt, universul sau cine doriți, cum doriți dumneavoastră să-i spuneți, vă rezervă ceva mai bun. Acesta este exemplul meu și pot să vă spun cu toată încrederea că ce este a vostru este pus deoparte și să trageți tare și să faceți ceea ce vă place, să învățați, ca mai apoi să vă placă ceea ce profesați. Da, mulțumim frumos, Mircea. Așa. Și tu, te rog, Vlad? Ce să le spun eu viitorilor studenți sau celor care se gândesc să vină la UMFST? Avem, cred că, tot ce ne putem dori. Singurul lucru care ne lipsește, sunteți voi. Pentru ca un mediu să se dezvolte, pentru ca un mediu să fie conform cerințelor tuturora, pentru că și noi avem probabil aceleași exigențe, e nevoie de oameni și oamenii trebuie să vină. Care e avantajul în momentul în care vii într-un loc în care poți să faci ceva? Ei, exact faptul că tu poți să inițiezi lucrurile pe care vrei să le faci. Poți să-ți faci un cenaclu literar, nu te va opri nimeni. Poți să încerci tot timpul ceva nou, poți să vezi cum poți contribui tu la dezvoltarea vieții pe care vrei să o ai și pe care crezi că și alții vor să o aibă. Și în locul în care deja nu există o structură foarte rigidă sau lucruri deja construite și bine demarcate, poți să le construiești, poți să le realizezi și poți să faci practic ce vrei. E libertate, e bucurie, sunt desigur și costuri mult mai reduse, care din punct de vedere economic e iarăși foarte bine. Deci de ce să nu dăm Târgu Mureșului o șansă? Dacă noi am dat. Da, vă mulțumesc. Vă mulțumesc, dragilor, dragii mei invitați, Vlad și Mircea, încă o dată pentru participare. Iar
așa mesaje frumoase cum au transmis cei doi studenți, mie nu-mi rămâne decât să vă urez o seară frumoasă, o noapte liniștită, iar privitorilor și dragilor noștri prieteni care cu siguranță ne urmăresc și ne vor urmări în continuare, pentru că asemenea nouă și lor chiar le pasă de educație și de educarea și formarea tinerilor noștri, le doresc toate cele bune până la ediția viitoare a emisiunii noastre de la liceu la universitate. Să aveți zile liniștite, pace în suflet și bucurii, dar să nu uităm niciodată motoul UMFST, e pluribus unum, adică dintre multe una. Pe curând, o seară bună. La revedere!